Eu zic că da. Nu a fost situația și cu ambiția asta și cu șerții OSK și cu toate chestiile astea. Păi vi s-a îndeplinit oare? Mă las acum, am zis, mă las acum, m-am războit toată viața, am stat în războaie și în lupte, acum chiar mă las ca romul la mal. Păi nu, păi da, pe ce fac, mă re ca romul la mal? Nu, pentru ce? Și atunci am zis, starul, mai fac un efort, nu? Din da. cel mai mult m-a influențat spectatorul. 25.000, cel mai mult ei m-a influențat. Dar a venit și dumneavoastră dumneavoastră la meciuri? I-am promis primarului că eu când am dat, zic, domne, îmi faci și mie o bucurie. Am zis, spuneți pe ce vor. Bă, vreau pe Bogdan Rosu, îți dau 100.000, îți dau încă 100 și încă 50 dacă mă calific. Da, domnul Becali, îți fac. Și azi, domnule, ți-am făcut bucurie, da. A, vreau să-mi faci și mie o bucurie. Ce? Vii la meci, la meci cu... La retura. Da. Și am promis că da, deci o să fiu, pentru că mă țin de cuvânt. Tu, Tănase, ce s-a întâmplat? Totuși o sumă, 1.700.000 de euro, o sumă, în asta aș mai plăti sumele astea mari, dar nu mai vreau să scăzusele sumele. E o sumă impresionantă, nu? Pentru... Da, știi care e treaba? Nu, dacă ai puțină inteligență. Nu, că dacă aia a fost bucuria mea, că nu mai putea să ceară procente. Nu se mai cer procente dacă plătesc clauza. Aici trebuie să ai și puțină matematică, inteligență de matematică. De ce? Păi noi acum dacă ne calificăm mai departe, luăm vreo 800.000. Plus, da, mai departe sunt vreo 7 milioane, cu toate, adică. Păi eu n-am făcut-o, am făcut-o și cu cap, mai ales că a fost și chestiunea cu cordea. Păi noi nu mai aveam ce să jucăm. Dacă nu luam pe David, n-aveam. N-aveam cum, nu? Și atunci, băi, când sunt copii de ăștia, ca să dai 1.000.000, 2.000 pe el, care-i copil, păi poate să ajungă la ce, că nu poate să ajungă la 50 de milioane, poate să fie gen ăsta, Lewandowski. El, fizicul care îl... Mă, nu poate, dar puțin nu poate la 20? Mă, dar nu poate la 10? Păi deci nu dau 1.700 să-mi joace, să iau și 10 pe el. 10 zic așa, să nu creadă unii că poate să le ia cu 10. Zic așa, imaginar, nu e. Eu tot acolo ajung, tot acolo bat. Că până la urmă o să se lege. Nu? Și nu ce zic să nu dau. Nu? Mai ales că nu dau de la mine. Eu 3 milioane pe... Bă, să dai 3 milioane pe Tănase, e păi 3 milioane pe Tănase, care are 27 de ani, și să iei un copil de 21 de ani. Și mai ta perspectivă, mă. Dar Tănase unde pleacă până la urmă? Bă, Tănase pleacă la Al Jazeera. Da, nu mai e la cine. Pe aceiași bani sau... Păi, da, ei dădeau după aia mai mult. Chinezii au ridicat. Dar eu vreau să-l dau în China. Păi da, dar Tănase... Și-a zis bine. Păi da, păi era mai aproape, mai putare. Mai... Ce? Și plus de asta, deci chinezii dădeau 1.000.000 și ăștia îi dau 1.800.000. Bine, dă nu știu ce, vreo 300 de comisioane, nu știu ce, sau ce dă la impresar, știi? Da. E diferență mare și am zis, bă, n-are rost, adică pe... Eu mai mult bani am în China, eu.